Amiguito, amiguito, amiguito. Nu știu dacă voi cunoașteți animalul ăsta. Ăsta l-am primit cadou din Glasgow. Stai o corgitură. Stați numai puțin. Deci ăsta e o corcitură făcută în Glasgow. Uite că mă văd și eu acolo. Vă salut! Mă văd și eu în geam. O corcitură făcută în Glasgow în urmă cu mulți ani de un amic care mi l-a făcut cadou pentru că mi l-a plăcut foarte mult. Masculul e foarte bătrân. Am reprodus o femelă din el anul trecut. Singurul pui. Ei, șon tâc de un picior nu prea calcă bine, șon tâc de o aripă, dar am reprodus din el. Masculul ăsta e esență de seducție. Esență. Și ce i-a dat lui Amiguito ca să fie ceva? O bombă cu ceas, frate. Asta e o fată de bătrânu, ăla neros. Și din sora lui Ferrari. Doi porumbei. Esență de accelerație, nebuni, turbată, o femelă care cântă, cheamă, acum nu se manifestă. Acum nu se manifestă că ea astăzi a fost cu Ferrari. Am observat-o că îi place masculul să fie accelerat, îi plac masculii accelerați, îi plac masculii nervoși. Cu ea știe să comunice cel mai bine. Și așa facem perechea în speranța că poate prind un mascul din ei. Vreau neapărat un mascul din ăsta. Nu neapărat că se ia. Să poate că, bă, o femelă. Să fie o femelă din ăsta. O femelă din care după aia să scot fii ca el. Nu mă refer la culoare. Forma îmi place foarte mult. Forma mi se pare extraordinară. Nu seamănă cu nicio rasă spaniolă pe care o cunoașteți voi. În afară de Chato Macengo. Seamănă cu Chato Macengo. E căcat pe băț, bă, căcat. Bă, porumbelul trebuie să fie frumos. Nu trebuie să aibă numele cu tare sau... Trebuie să fie frumos în ochii voștri. Vouă să vă placă. Eu îi fac cum îmi place mie. Dacă mie îmi place cu nări, fac cu nări. Dacă îmi place cu ciocul scurt, fac cu ciocul scurt. Dacă îmi place cu ciocul scurt și cu nări, pentru că știu și pentru că pot să fac chestia asta. Experiența atâtor ani de încrucișări pe care le-am făcut îmi dă mie ușurința asta cu care... Uite, am deschis și guțanii să iasă pic. Acolo în boxa, în automatica mare, acolo e Naomi cu guțanul Cook. Pă, ouă... Porumbelul vedeți mare. Vedeți ce mare e față de un guțan? Când îl luați în mână, nu e mai mare decât guțanul. Doar structura corpului și penele îl fac mare. Doar structura cu forma corpului, oasele poate puțin mai lungi, dar în mână e mai ușor decât un guțan. E ca un fulg. Sper din tot sufletul să-mi iasă în perecherea asta. Când i-am pus pe boxă femeia, i-a dat o bătaie. Uite și guțenelul săracu. Uite, acolo. Îl vedeți că nu e agresiv de nicio culoare. Ăsta e porumbel care suportă văduvie singur pe boxă, fără femeie, cu lunile. Cu lunile și nu se îmbolnăvește, nu suferă pentru că e porumbel obișnuit în castitate. Nu știu dacă asta înseamnă la spaniol palomo de casta, dar eu asta înțeleg. Adică, da, nu face love, nu calcă, nu se iubește cu femeia.
Pui din ei nu neapărat o să zboare. Nu știu. Femeia zboară. Femeia e rachetă. Dintre seria ei de pui, pot să spun că a fost cea mai bună. Cea mai bună zburătoare. Din seria ei de pui, prima serie, anul trecut. Prima serie, anul trecut, a fost ea în cuib, la bătrânul ăla Neros, la Laudino, la spaniolul Neros. A fost ea, iar masculul a fost fratele ei, un solzat. Valencian, frumos. Frumos și ăla. Amândoi îmi plac. Cât el de șchiop și de handicapat, îl vedeți cum joacă după un obstacol, după o chestie pe alta, cum zboară de colo-colo, cum se mișcă ca să atragă atenția femelei. Scoțianul spaniol. Sau spaniolul scoțian. Nici nu pot să vă spun sigur că, bă, e cu spaniol, cu, nu știu. E bălțătură de til. Ce are pe el bălțătura, e de til. Tilu e gușat olandez, valencianul olandez, care bine, da, tot de, așa e legenda, că tot în Spania se trag. Combinați cu altceva, eu făcut spaniolii pe gustul lor, spaniolii, pardon, eu făcut olandezii pe gustul lor și se numesc, eu botezat, adică se numesc, eu botezat ei, Tilu olandez, valenciana olandez. Da. Da, în mod deosebit îmi place masculul ăsta. Mă gândesc să fac un compartiment undeva, să, unde să pun răgăliile astea bătrâne sau astea care calcă greu. E el? E el? E Gorghero? Și bătrânul Neros. Știați masculii bătrâni. Mai aveam unul, dar pe ăla l-am dat. Un albastru. E la Paul, la Sime, un albastru cu cioc scurt, care la fizic semăna mai mult a Horseman. Era mai înalt, gușa mai bombată, mai sus, mai sub bărbie, sub cioc, pardon. Ia, o prins viteză, Azilaru. Prins viteza Azilarul. Da. Și în ultimele zile l-am văzut că se simte un pic mai bine. Adică a început să cânte. De când am băgat pui în compartimentul ăsta aici sus, a început, l-am mai văzut cântând. Nu sunt femele libere acolo. Abia în seara asta am aruncat voiajoarele astea de aici după box, că îmi țineau boxele ocupate. Așa. Și având în vedere că l-am văzut că un picuț e mai în formă decât de obicei, toată iarna a fost schimonosit acolo, băgat pe oaltă, vai de capul lui. Având în vedere că l-am văzut un pic mai în formă, am zis că îl scot de acolo. Și mi-a venit ideea, bă, dar stai mă, femeia lui Shaolin, asta a fost femeia lui Shaolin, ăla cu ciocul scurt, scurt, scurt. Și am două din ei care sunt subnăroși, sub doici. Sperăm că iasă ceva. Trebuie să iasă, că doicile mele nu prea dau greș. Așa, și zic, bă, zic, stai un pic, mă, uite, pac, ocazia perfectă. Problema e în felul următor. Adică problema care o am acum, primul rând, dacă se împerechează și dacă se duc pe boxă să ouă femela, dacă sunt ouăle fecundate, s-ar putea să fie fecundate la fel de bine de la Ferrari. Pentru că Ferrari mi-a călcat-o astăzi într-o veselie. By the way, și așadar, nu știu încă, acum îmi gândesc eu cu voce tare. Nu știu ce fac cu Ferrari. La Ferrari trebuie să-i dau o femelă moale, una blânduță, una în genul cum e fica lui ăsta. Auleu, vărsat apa. Dobi toaca. Da. Am trebuit să închid că trebuie să fac curat aici. Băga mi-aș piciorul. Nu. Ne-ai simțit, am eu stricat clipul și eram aici pe felie. Pe felie cu toți scribe-scriberii.
Ai, am înghițit-o, v-am pupat, că uite ce mi-a făcut aici, în puii mei. Oh. No, hai, hai. Hai, v-am lăsat. Ceau. Guțanel, du-te de aici.